și lucrez de pe la 17 ani. Am fost chinaș, am învățat în familie și după Revoluție a rămas eu. La cine a învățat, a abandonat lupta, cum se spune, s-a ocupat cu altceva și cu mai ușor și am continuat o tradiția mai departe. Deci aici se prelucrează pielea, se tăbăcește. Chestiile așa sunt, se numesc hașpăre. Erau normal din lemn, dar lemnul s-a străcat și le-am făcut din beton. Și aici punem pieile la spălat, la curățat, le spălăm, le băgăm de amoi așa. După aia să curăță pielea. Pielea are o grăsime pe ea, care trebuie dată jos. Și atunci o băgăm la perii, de la perii. Și o facem. Și o băgăm chiar înăuntru și aici se bagă cu săpun, cu sodă și așa și se învârte. S-a învârt 2 ore ca la spălat, cam așa e spălat, ca să se ducă mizerea ce mai este pe în lână. Deci acum pielea spusă la spălat, care e faza asta acum, și învârtindu-le, ele amestecă apa și piele și aruncă de apa, aruncă toată apa, le învârtim până iasă apa curată, mai bine spus. Și după aia când e cu tăbăcitul, tot așa. Atunci apa e cu soluție și iară tot așa pe sistemul ăsta se învârte și se tăbăcesc. Ca să nu mai de mult să băgam mâna ele, era acum să întunda, să fie mai ușor lucră. De la apa se vede că e un pic murdară, dar se plătește până iasă curată. 48 de ore tăbăcitul, lăsăm cam 72 de ore, după aia se face cromatul. Cam o săptămână durează faza complet. Și după aia luăm de la capăt. Le scoatem afară, cum sunt aici așa, le punem, astea au fost scoase de la găsit, să lasă o zi, două, să se scurgă apa de pe ele și după aia le punem pe asta care s-a stricat acum, afară și se mutuce cu pielea și după aia cu lâna. Deci pielea crudă e cum e asta, murdară, ai după ce se cu sare pe ea, de-aia o punem acolo la moi și după aia o băgăm aici și o spălăm ca să iese toată balegă, mizerie, nu, cum doarme oaia în pământ sau nu, și mirosul, că asta miroase și are nos. Deci aici, după ce se usucă pielea, cum am scos-o de la argăsât, se strânge, se adună și ăsta. Noi atunci o băgăm la, aici avem o sculă care o întinde și o face, pune așa, o întinde, o face mai albă, mai frumoasă. Asta e uscată și asta e albă. Prima, de pe o zi pe alta, fiind multă sare, cuțitele să la prima piele să cam iau un pic de piele. Și se face, asta e mai aspră, asta e mai moale. Să nu. Și o întinde, o să o face mai, o duce ca să o putem prelucra mai departe. Astea sunt pregătite pentru croit, pentru făcut bituști. Bituști ca fi un cojoc mai ușor de miel, care poartă ciobanii ziua. Și de oaie, ăla e mai linos și doarme noaptea, e mai, și mai greu și ăla nu poate purta chiar așa ușor. Și noi le alegem, le sortăm, că lână e de mai multe feluri, și mai mare și mai mică, asta e mai creață, asta e mai netedă, și le sortăm ca să iese tot cojocul, toată haina să iese cam uniform, să fie frumoasă, să nu o lână mai mare, una mai mică.
Aici, după ce am tras pieile acolo la motor, după ce le-am întins, le punem ăsta în stai de degresat, în butoiul ăsta care e făcut în așa fel de închis ermetic, pentru că se lucrează cu neofalină sau benzină, să nu se evapore. Se pune pielea înăuntru, se face o compoziție de rumeguș de esență tare, cât de fin, și mestecat cu benzina aia sau neofalină și punem înăuntru, închidem capacul așa și ele se învârte cel puțin 2 ore ca să se, nu, prin frecare, să freacă lâna și scoate totul sucul din lână. Deci mizeria, noroi sau balica sau ce are, nu scoate. Scoate numai sucul, face pielea frumoasă, cum în sarea din ete de azi care le cruim. Nu. Și ele sunt frumoase acum că sunt destul de spălate, dar să mai, și pielea să mai și apretează un pic, să, nu, după ce se face aici. Și pe deasupra scoate mirosul din piele și așa e și, dar o scoate mai tare, îl face mai și să fac și blănuri și bituși și de toate categoriile. Butonul ăsta are niște paleți care rotindu-se să ia pielea și o ridică, o întoarnă, o tot merge, nu merge tare, merge încet, cam așa merge de tare. Și prin rotație el ca mașina de spălat le freacă și le face frumos. La început, cum am zis, sus, să pielea să sărează, să bagă la spălat, să spală, să curăță, să cărnuiește, după aia să pune iarăși la tăbăcit, să bagă, pune toate compozițiile, să cromează, după aia să usucă, să trage, să întinde pielea, să pune la degresat. Este o grămadă de fază care așa și toate bine să udă și să uscă, să întinde, să tot. Nu, și după aia se croiește. Odată pielea prelucrată, argăsită, ajunge la croi. Un cojoc se croiește din 4 părți. Fața, care sus este egală, fața, care este oablă sus, și spatele la fel. Și aripile, 2 aripi, care sunt rotunde sus. Deoarece mielul sau oaia este mai mic, trebuie înnădite pe mijloc ca să fie la dimensiunea cum vrea omul, cojocul de lung, pentru că pielea nu e așa de lungă. Aflăm jumătatea aripii și pornim de unde se întâlnește fața cu spatele și facem prima cusătură. Partea de deasupra o lăsăm un pic mai mare decât cea de dedesubt și coasăm. Nici prea mărunt, nici prea mare, deoarece prin găurile de ac intră apa când plouă. Intră apa la ciobani. După ce am făcut prima cusătură, ne întoarcem înapoi și o facem și pe a doua cusătură. Tundem un pic cu foarfeca marginea, deoarece în timp ce se uzează cojocul iasă firele de lână și nu se vede. Lucrăm ordonat. Așa. Așa arată a doua cusătură. După ce am prins fața de spate, el normal noi l-am făcut sac. Și atunci îl tăiem prin față. În față măsurăm să fie părțile egale sus, în două părți egale, la mijloc așa, și îl tăiem până jos. Porțiunea care o scoatem din față, o punem ca guler. Acum coasăm gulerul, tot cu două cusături. Una simplă și a doua ne întoarcem înapoi peste muche. Așa fiind gulerul cojocului. Gulerul cojocului undeva la 1,25 m, 1,30 m, ca să poată ținea ciobanul de el. După ce am terminat cu gulerul, îl tăiem pe partea de din jos, pentru că el în partea de din jos pielea e lăsată când se croiește până la sfârșit ca să coasăm, îl oblim și coasăm povoiala. Aici, într-o simplă cusătură.
iar din cât se poate să fie cât mai uniformă. Asta îi ține de frig la cioban când nu intră frigul la el pe dedesubt. Dacă nu ar fi blana asta, ar fi simplu, atunci ar intra. Și ultima fază care o facem sunt buzunările. Să coasă buzunarele până la guler. Să întorc și sca niște buzunare. Să coasă undeva pe la mijloc și aici în buzunare ciobanul își bagă lanterna, își bagă merinde, își bagă cele necesare. Să nu-l vadă stăpânul sau să-l vadă. Avem aici produsele finite. Astea sunt de oaie. Vede că e lâna mai mare, e mai deasă, e o piele mai groasă și e foarte greu. Asta doarme ciobanul iarna la oi în el. Se vede, să ai și un cojul mai mare, se vede că pielea e destul de lungă, nu ajunge cât e asta și trebuie nădită. E formată aici din patru piese importante, are cojocul față, spate și laterale. Și nu, la care de oaie de dormit, trebuie căutat să fie gros, să nu fie ca foița, că după aia umflă coada ciobanul, nu mai apucă primăvara. No, și care sunt mai subțirele din piele, facem tot așa mai ușoare, ca să poată, cum e asta, ca să poată umbla și cu oaie, să poate umbla, să face până pe la cizmă cojoacele, care sunt de umblare. Și mai de mult când era transumanța, se făcea un pic să treacă peste cizmă și larg jos și noaptea se punea în să adună, se punea jos și zicea că face cinciu. Se aduna și se coperea cu și dormea. Deci asta e o bitușcă, cum se spune, e produsul finit. E din piele de miel. Pe cam într-o lună jumate, două luni. Până ajunge la finit, să putem da la cioban. Mai sunt tineri care vor să învețe meseria asta? Puțin. Nu le prea place ca pe la orice, că e o meserie murdară, urât mirositoare, grea, ca toate meseriile. Nu. Dar mai încercăm, mai învățăm pe noștri, mai învățăm. Și noi avem afete, dar și ele mai fac, fiecare fac ce pot, ce știu, ce sunt, încet, încet, să învață toate ele.